Elena sunt și astăzi vin către voi cu un nou proiect. Astăzi vom lucra la așa niște pisicuțe, sper să vă placă și să le lucrăm împreună, da? Deci pe aceasta neagră am lucrat-o cu un fir de bumbac, da? 100%, iar aceasta am lucrat-o cu un fir acril, da? Aceasta albă și aceasta se permite mai mică, iar cu bumbac mai măricică, da? Deci haideți să trecem la treabă și să vedem de ce avem noi nevoie. Așa, la acest proiect vom avea nevoie de așa o nuanță de alb, da? Croșeta numărul 3, un marker, așa, deci vom începe întâi cu corpul și să începem, facem un cerc magic și în el vom lucra 6 piciorușe scurte. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom strânge cercul magic. Așa. Și acum vom începe al doilea rând și în fiecare ochi vom lucra câte 2 piciorușe scurte, da? Deci vom obține la sfârșitul rândul 12 piciorușe. Așa, și vom începe cu primul ochi. Vom spori în fiecare ochi, da? Așa. 1. Marcăm rândul. Și tot în acest ochi, al doilea. Așa. În următorul 3, 4, în următorul 5, 6, mai departe 7, 8, 9, 10, stop, 10 și în ultimul 11, 12, uite așa. Acum al treilea rând vom spori, da? 1 vom spori, 1 nu. Așa, în primul ochi facem un picioruș scurt, marcăm rândul. Acum facem o sporire în următorul și va fi 2 și tot aici 3. În următorul facem un picioruș, 4, în următorul o sporire, 5, 6, în următorul un picioruș, 7, în următorul o sporire, 8. Și tot aici 9, următorul 1, 10, da? Deci uite așa, continuăm, la sfârșit trebuie să obținem 18, da? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, da? Și am finisat rândul 3. Acum, rândul 4, vom lucra 2 piciorușe scurte, o sporire, da? Și vom obține la sfârșitul rândului 24 de piciorușe scurte. Așa. Începem 1, 2, următorul 2, acum o sporire, 3, 4, da?
Deci așa continuăm până finisăm tot rândul. Am finisat rândul 4, acum rândul 5. Da? În rândul 5 lucrăm 3 piciorușe scurte, o sporire. La sfârșitul rândului obținem 30 de piciorușe scurte. Așa, în primul. 1. În următorul, 2. În următorul, 3. Acum o sporire. 4. 5, da? Și așa continuăm până finisăm tot rândul. Am finisat rândul 5, rândul 6. Vom lucra 4 piciorușe scurte, o sporire. La sfârșit vom avea 36 de piciorușe scurte. Așa, primul. Următorul, al doilea. Următorul 3, următorul 4, cum în următorul o sporire, 5, 6, da? Deci, uite așa continuăm până finisăm tot rândul. Am finisat rândul, acum rândul 7, vom lucra 5 piciorușe scurte, o sporire, la sfârșit vom obține 42 de piciorușe scurte. Așa, începem în primul ochi, facem primul. Următorul 2. Următorul 3. 4. 5. Acum în următorul facem o sporire. 6. 7. Da? Și așa continuăm până finisăm tot rândul. Am finisat rândul, da? Acum rândul 8. Lucrăm 6 piciorușe scurte, o sporire. La sfârșit vom obține 48 de piciorușe scurte. Așa, începem în primul ochi. Facem 1. 2, următorul 3, 4, 5, 6 și acum o sporire. 7, 8. Da, și uite așa continuăm până finisăm tot rândul. 6 piciorușe scurte, o sporire. Da? Am finisat rândul, acum rândul 9. Vom lucra 7 piciorușe scurte, o sporire. La sfârșit vom obține 54 de piciorușe scurte. Așa, primul. Doi. Trei. Patru. Cinci. Șase. 7, acum o sporire. 8, 9. Da? Și așa continuăm până finisăm tot rândul. Am finisat rândul 9, acum rândul 10 până rândul și inclusiv și rândul 20, lucrăm de jur împrejur 54 de piciorușe scurte. Da? Deci în fiecare ochi lucrăm. Deci lucrăm 10 rânduri, da? 10 inclusiv și 20. La 21-lea rând ne întâlnim. Deci spor să avem, lucrăm până după revin. Așa, am finisat, da? Rândul 20. De așa avem la moment. Acum vom începe rândul 21, da? Deci am lucrat de la 10, 10, 11, 12 până la 20. Și acum rândul 21. Vom face 7 piciorușe scurte, o scădere. Așa, începem. Lucrăm primul picioruș. Următorul 2.
3, 4, 5, 6, 7. Acum în scădere, da? Iau firul, un fir, da? Primul din față. Firul din față și din al doilea ochi, exact așa, iau firul din față, scot firul și fac picioruș scurt, da? Deci așa am făcut o scădere, da? Iarăși vom continua 7 piciorușe scurte, o scădere până finisăm tot rândul. La sfârșitul rândului vom obține 48 de piciorușe scurte. Am finisat rândul, da? Cu o scădere, rândul 22, da? Vom lucra 6 piciorușe scurte, o scădere. Așa. În primul ochi facem primul picioruș. În următorul 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, acum facem o scădere. Cățăm firul din față și din al doilea ochi, dintre două ochiuri, da, și facem picioruș scurt. Am făcut scăderea și așa vom continua. 6 piciorușe scurte, o scădere până finisăm tot rândul. La sfârșitul rândului vom obține 42 de piciorușe scurte. Continuăm. Am finisat rândul 22, acum rândul 23 și 24, două rânduri, da? Lucrăm de jur împrejur, 42 de piciorușe scurte, da? Deci nu scădem, lucrăm de jur împrejur, în fiecare ochi, piciorușe scurte, da? Continuăm și ne întâlnim la rândul 25. Am finisat rândurile 23 și 24, da? Acum rândul 25 vom lucra 5 piciorușe scurte, o scădere și la final vom obține 36 de piciorușe scurte. Așa, începem primul ochi. Așa. 2, 3, 4, 5, acum o scădere, așa. Și așa vom continua până finisăm tot rândul, 5 piciorușe scurte, o scădere. Am finisat rândul 25, da, așa avem la moment, acum rândul 26-27, lucrăm de jur împrejur, piciorușe scurte. Deci aici nu scădem, da? Continuăm și lucrăm două rânduri. După revin la rândul 28. Am finisat rândul. Acum rândul 28. Vom lucra 4 piciorușe scurte, o scădere. La sfârșit vom avea 30 de piciorușe scurte. Așa, primul. Doi, trei, patru, patru piciorușe, acum o scădere. Uite așa. Și așa continuăm până finisăm rândul, patru piciorușe scurte, o scădere. Am finisat rândul 28, acum rândul 29, 30. Lucrăm de jur împrejur 30 de piciorușe scurte, da? Deci în fiecare ochi câte un picioruș scurt. Și ne întâlnim la rândul 31. Am finisat rândurile 29-30, acum rândul 31. Vom lucra 3 piciorușe scurte, o scădere. Și la final vom avea 24 de piciorușe scurte. Așa, 1.
2, 3, acum o scădere. 6, da? Și așa vom continua până finisăm tot rândul. 3 picioare scurte, o scădere. Am finisat rândul 31, acum rândul 32, 36, da? 30, da, de la 32, 36 lucrăm 24 de picioare scurte de jur împrejur, da? Deci, continuăm. Iese 33, 34, 32, 33, 34, 35, 36, 5 rânduri, da? Ne întâlnim la rândul 37. Am finisat rândul 36, da? Am să-l umplem puțin cu vată. Așa. Deci îl umplem cu vată, bine, bine. Și pe urmă lucrăm mai departe. Uite așa, am adăugat vată, da? Pe parcurs vedem și mai adăugăm. Uităm să fie aranjați aici cu croșet, așa, până să fie drept totul. Da? Aranjați, ușor. Uite așa. Am să-i mai pun că-i moale. Așa, dar facem rândul 37, da? Așa, rândul 37. Vom lucra 2 piciorușe scurte, o scădere. Și așa, până la sfârșitul rândului, vom obține 18 piciorușe scurte. Așa, facem primul ochi. Vom marca rândul. Următorul, al doilea. Acum o scădere. Uite așa. Da? Iarăși lucrăm un picioruș scurt. Al doilea. Acum o scădere. Și așa vom continua până finisăm tot rândul, da? 2 picioruși scurte, o scădere. Am finisat rândul, da? Acum rândul 38 și inclusiv și 42, da? 38, 39, 40, 41 și 42. Lucrăm de jur împrejur 18 piciorușe scurte, da? 42 e ultimul rând al corpului. Lucrăm până finisăm tot corpul. Revin cu rezultatul, da? Deci lucrăm 38 și 42. Da, și între timp mai puneți vată, da? Vedeți să fie cât de cât mai tare, da? Mai adăugați vată. Așa, am finisat rândul 42, am lăsat un fir mai lung ca să coasem, da, capul. Și am finisat corpul, uite așa arată corpul. Acum vom trece și vom lucra capul. Așa. Și vom face un cerc magic. Așa. Și în el vom lucra 8 piciorușe scurte, da? Acesta este primul rând. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Strângem cercul magic și începem direct, da? Din primul ochi începem și în fiecare ochi vom lucra câte 2 piciorușe scurte, da? Dacă acum avem 8, următorul rând, al doilea, vom avea 16. Așa, în fiecare ochi câte 2 piciorușe. Primul ochi, facem primul. Stop. Am agățat bine firele. 1. Voi marca rândul.
tot în acest ochi, al doilea, în următorul, 3, 4, în următorul, 5, 6, următorul, 7, 8, 9, 10, 11, 11, deci tot aici 12, 13, 14 și în ultimul 15, 16. Da. Așa, al treilea rând, vom lucra un picioruș scurt, o sporire, da? La sfârșitul rândului vom avea 24. Așa. Un picioruș scurt, în următorul, o sporire, 1, 2, în următorul, un picioruș scurt, în următorul, o sporire, 1, 2 și așa continuăm până finisăm tot rândul. Așa, am finisat rândul, al patrulea rând, vom lucra două piciorușe scurte, o sporire, la sfârșit vom avea 32 de piciorușe scurte. Așa, și începem în primul ochi, facem 1, în următorul al doilea și acum în următorul o sporire, 1, 2, da? Deci, uite așa, vom continua până finisăm tot rândul. Am finisat rândul. Rândul 5, vom lucra 3 piciorușe scurte, o sporire. La sfârșit vom avea 40 de piciorușe scurte. Așa, 1, următorul 2, 3, acum o sporire. 4, 5, da? Și așa continuăm până finisăm tot rândul. 3 piciorușe scurte, o sporire. Am finisat rândul. Rândul 6, lucrăm 6 piciorușe. Rândul 6, lucrăm 4 piciorușe scurte, o sporire. Și la sfârșit vom avea 48 de piciorușe scurte. Așa. 1, 2, 3, 4, acum în următorul o sporire, 5, 6, și așa vom continua până finisăm tot rândul. 4 piciorușe scurte, o sporire. Am finisat rândul. Rândul 7. Lucrăm 5 piciorușe scurte, o sporire. Așa, în primul ochi facem primul picioruș. Următorul 2. Următorul 3, următorul 4, următorul 5. Acum o sporire, 6, 7, da? Și la sfârșit vom avea 56 de piciorușe scurte, da? Deci așa continuăm 5 piciorușe scurte, o sporire, până finisăm tot rândul. Am ajuns la sfârșitul rândului. Rândul 8, lucrăm 6 piciorușe scurte, o sporire. La sfârșit vom avea 64 de piciorușe scurte. Așa. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Acum, în următorul ochi, facem o sporire. 7 și tot în acest ochi, 8. Da? Așa continuăm până finisăm tot rândul. 6 picioroșe scurte, o sporire. Așa, am finisat rândul. Acum, rândul 9, vom lucra 7 picioroșe scurte, o sporire. La sfârșit vom avea 72 de picioroșe scurte. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum facem o sporire. În următorul ochi, 8, 9, da? Uite, așa vom continua până finisăm tot rândul. 7 picioroșe scurte, o sporire. Am finisat rândul 9, acum rândul 10, 11 și 12, lucrăm de jur împrejur, 72 de picioroșe scurte. Deci continuăm, revin la rândul 13. Am finisat rândul 12, acum rândul 13, vom lucra 7 piciorușe scurte, o scădere, da? Deci de acum începem să scădem. Și începem în primul ochi. Facem un picioruș. În următorul 2. 3. 4, 5, 6, 7. Acum o scădere. Așa. Și așa vom continua până finisăm tot rândul. 7 piciorușe scurte, o scădere. La sfârșitul rândului vom avea 64 de piciorușe scurte. Acum, rândul următor, da? Am finisat rândul acesta, rândul următor, lucrăm 6 piciorușe scurte, o scădere. La sfârșit vom avea 56 de piciorușe scurte. Așa. Începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum o scădere. Și așa continuăm până finisăm tot rândul. 6 piciorușe scurte, o scădere. Am finisat rândul. Acum rândul 15. Lucrăm 5 piciorușe scurte, o scădere. La sfârșit vom avea 48 de piciorușe. Așa. Nu. 2, 3, 4, 5, 6. Acum o scădere. Așa, încăs din primul fir. Din al doilea. Așa. Și am făcut o scădere. Da.
Deci așa continuăm până finisăm tot rândul. 5 piciorușe scurte, o scădere. Așa, am finisat rândul, rândul 16, lucrăm 4 piciorușe scurte, o sporire. La sfârșit vom avea 40 de piciorușe scurte. Așa. 1. 2. 3. 4. Acum o scădere. 1. Și așa continuăm până finisăm tot rândul. 4 piciorușe scurte, o scădere. Am finisat rândul. Acum rândul 17. Vom lucra 3 piciorușe scurte. O scădere. La sfârșit vom avea 32 de piciorușe. Așa. 1. 2. 3. 4. 3. Ce scuze, 3 și acum o scădere. Am făcut 1, 2, 3 piciorușe. Acum o scădere. Da, și așa vom continua până finisăm tot rândul. 3 piciorușe scurte, o scădere. Am finisat rândul, da? Următorul rând al 18-lea. Lucrăm 2 piciorușe scurte, o scădere. La sfârșit vom avea 24 de piciorușe scurte. 1. 1. Următorul. 2. Acum o scădere. Da, și așa continuăm până finisăm tot rândul. 2 piciorușe scurte, o scădere. Am finisat rândul. Rândul 19 vom lucra 1 picioruș scurt, o scădere. La sfârșitul rândului vom avea 16 piciorușe scurte. 1 picioruș scurt, o scădere. Un picioruș scurt, o scădere. Și așa continuăm până finisăm tot rândul. Așa am finisat rândul, i-am adăugat vată. Da? Și lucrăm ultimul rând. Așa. În ultimul rând, în fiecare ochi, facem picioruș scurt. Da? Și trebuie să se primească 8 piciorușe. Așa. Începem din primul. Unu, în următorul, doi, da, deci așa continuăm până finisăm tot, fiecare ochi, piciorușe, scădem, da, și vom scădea până vom avea 8 piciorușe. 3, da, și tot așa. Deci continuăm. Deci uite așa am făcut 8 piciorușe scurte. Mă duc în următorul cu un piciorușe alunecat. Da, și voi tăia firul. Așa. Da? Deci am lucrat corpul și capul, da? Acum
Atât pentru astăzi. Vom continua în videoul următor. Da? Deci, vă doresc o zi cât mai frumoasă, v-am pupăcit și pa, pa!